Este foarte grav. Ce s-a întâmplat, domnule Vasile? Eu n-am întâlnit în viața mea așa ceva, o brutalitate fără margini. M-au îmbrâncit, m-au dat jos aici. Domnii de la poliție, uitați că merg și nu are voie să intre un cetățean care nu are locuință, târgoviștean. Că nu are voie, așa e dispoziția. În primărie nu intră nimeni. Mi-este foarte rău. Sunt, domnule Vasile, am văzut cum acești oameni v-au bruscat. Sunteți consilier municipal, ales de cetățean. Au pus poliția pe mine, probabil că nici eu nu am voie să intru. Eu nu am voie să aduc un cetățean aici. Nu mai este primăria Târgoviște, instituția statului? Eu nu pot să aduc un cetățean în primărie, consilier ales, că a pus poliția pe mine. Domnule Boriga. Domnule Boriga, nu ne ignorați, ascultați-ne. Nu ne ignorați. Domnule, cum vă permite să întoarceți spatele? Cum se poate așa ceva? Domnule primar, vă rog frumos să răspundeți la întrebare. Consilierul municipal Teodor Vasiliu a fost agresat. A fost îmbrâncit, domnule primar. Ce faceți? Cum răspundeți? Domnule primar, nu răspundeți. Domnule, cum vă permite să treceți un asemenea eveniment? Să vină, chemați poliția comunitară. Păi să vină poliția comunitară, domnule primar, să vă spună. Să răspundă în fața dumneavoastră când am răcit un consilier municipal în primăria municipiului Târgoviște. Aveți de gând să răspundeți sau nu? Ia auziți ce se întâmplă. Domnule primar, nu luați atitudine? Se întâmplă din instituția statului, domnule primar, în primăria Târgoviște, un consilier municipal este bruscat, domnul primar. De la poliția comunitară. Ați fost azi la meeting împotriva violenței, iar agenții de la Poliția Comunitară îl îmbrâncesc pe consilierul municipal Teodor Vasiliu. Lasă-mă să răspundeți. Răspundeți, vă rugăm frumos. Domnule primar, de ce există poliție comunitară? Ca să ne bruscheze, să ne bată? Sau să ne... De ce sunt plătiți? Domnule primar, polițiștii comunitari îmbrâncesc pe consilierii municipali. Domnul primar, nu răspundeți. Azi dimineață o altă echipă a fost bătută la propriu de cel care păzea un punct termic. Stația de cogenerare, nici asta nu convine. Da, este ședință de consiliu local, mă, ce vom interviu acum. Deci avem primare să vorbesc eu, știi că vorbesc. Păi este o ședință de consiliu local, dumneavoastră, colegii consilierului local Vasiliu, ce spuneți, domnilor? Vi se pare normal ca poliția comunitară să bruscheze, să împingă, să bată un consilier municipal ales? Nimeni nu vrea să vorbească. Nu aveți niciun punct de vedere, domnule.